Ei ziceau, și să zicem și noi, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Acolo în cer, într-una se spune. Dumnezeu este aclamat, ovațiile sunt permanente. Și cred, cum zice și în Maleahii capitolul 1, că adunate de pe tot pământul cuvintele de slavă la adresa lui Dumnezeu, dat fiind fus orar diferit, cred că și de pe pământ, adunate, repet, toate împreună, în permanență, Domnul este lăudat. Problema se pune cât participăm noi la această laudă și dacă o facem din toată inima, să nu spunem fariseic, să nu spunem mecanic, doar formal, ci cu adevărat Domnul să fie lăudat din toată inima noastră. Mă opresc la un verset, așa cum prezintă evanghelistul Matei, intrarea Domnului în Ierusalim. Matei 21, versetul 15 și 16, cu 16 accent. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii, că eu de fapt la copii vreau doar să le spun ceva, strigând în templu și zicând, Osana, fiul lui David, s-au umplut de mânie și au zis. Și acum vă rog, gândiți-vă cum zic niște oameni plini de mânie și nu orice oameni, din ăștia în funcții, obișnuiți cu autoritate. Auzi ce zic aceștia? Și interesant răspunsul Domnului. Da. Adică atunci când copiii laudă pe Domnul, Domnul aude. Și când nu-L lăudați, n-are ce să audă. Ba mai mult Domnul a spus, nu numai că, da, am auzit. Și le-a zis, voi n-ați citit că așa trebuie să se întâmple? Adică n-au făcut copiii ceva extra. Așa ar fi normal, așa așteaptă Domnul și de la copii, chiar și de la cei mai mici, spune Scriptura în Psalm, care cum poate să grăiască? Să-L laude pe Domnul. Să ajute Domnul și copiii aceștia. În slujirea mea cu ani în urmă, vorba fratelui Pavel de alte vremuri, mi-amintesc că am fost odată la trecerea dintr-o ani la o adunare și era pe la 11 și ceva, frații s-au rugat, s-au potolit că era programat, știau ei, așa era obiceiul, un frate înainte de 12 să dea îndemn. Dar a intrat o cercetare specială în copii și copiii n-au mai ținut cont de orarul ăsta. Toată adunarea a tăcut, era așa o adunare lungă și era bănci pe o parte așa, cum sunt aici la băieți și la fete, și copiii se rugau cu mâinile pe sus și plângeau și părinții când i-au văzut s-au pornit și ei, dar părinții iar s-au uitat la ceas să respecte tradiția și copiii iar nu se opreau și atunci n-a mai dat nimeni îndemn, că a fost îndemnul dat de copiii aceia, frumos a fost. Să vă dea bunul Dumnezeu harul și vouă, uneori fără instrumente, dar și cu instrumente, și asta e biblic, să lăudați pe Domnul. Cine ar trebui să-L laude pe Domnul mai mult, părinții sau copiii? Apoi hai să facem întrecere, dar nu de dragul întrecerii, ci de dragul Domnului. Cine să-L laude mai mult pe Domnul, bărbații sau femeile? Cine să-L laude mai mult pe Domnul, cei pe care Domnul i-a izbăvit, zice în Psalmul 107, sau pe cei pe care Domnul i-a cruțat și nu i-a lăsat în încercare? Cine? Se încheie cartea Psalmilor, cuvintele, tot ce are suflare, să-L laude în numele Domnului, mărit să fie Domnul. Le spuneam aici într-o seară la cei de la orchestră că ei s-au fost acceptați în orchestra veșniciei și s-ar bucura unii să fie într-o fanfară prin care se dau onorurile la președintele țării sau la alte foruri internaționale. Dar vremea trece, tinerețea zboară și trebuie alții să vină, tineri și frumoși, cum vorea Nebucadnețar în preașmă. Dar cine este acceptat în orchestra veșniciei sau în corul veșniciei, asta e post pentru vecii vecilor.
rămâi în onoarea de a lăuda pe împăratul pentru eternitate. Asta și bătrânii și toți ceilalți. Sunt bătrâni, am zis că le spun la copii, dar dacă mă scăp ceva și le spun și la bătrâni, vin iar înapoi la voi. Sunt bătrâni care nu mai îi ajută memoria să spună multe, dar au rămas unii cu cuvintele de laudă pentru Domnul, cu cuvintele rugăciunilor, cu psalmii. Și astea le spun până mor, astea le sunt ultimele cuvinte, astea le repetă ceva frumos. Puneau frații că l-au vizitat pe fratele Tanța, acela vestit pentru ciudățenile lui, avea 90 de ani la sanatorul la Dej. Și a zis, hai să cântăm o cântare, vreți să vă spun o poezie? Da. Și toate astea, repet, l-au întrebat pe Domnul, auzi ce zic? Și Domnul a zis, cred cu bucurie, da. Dar măi copii, că v-am spus că mă întorc la voi, scrie în cartea a doua împăraților la capitolul 2, că s-au înhăitat niște copii așa, ca șacale au fost, că așa s-au comportat, și scrie în 2:23, s-au suit la Betel, auzi, pot să fie și la Betel ispite din astea, și pe când mergeau pe drum niște băiețași au ieșit din cetate, și-au bătut joc de el, de Elisei, și ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. Interesant, dincolo repetau pe Osana și aici repetau, bat jocul aceasta. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Și dacă s-ar opri textul aici, am zice, băi, da, prorocul ăsta de ce nu i-a îngăduit? Dar textul continuă și zice, atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Vă rog să vă imaginați, o mână ruptă, un picior, ce trebuia acolo, câte mașini de salvare trebuia să vină. Smurdu toate acolo, ar fi trebuit să sosească. Vă întreb eu, Elisei a poruncit la urși să iasă sau Domnul din cer a poruncit? Va să zic că putem spune, ei au zis, suie-te pleșuvule, și dacă îl întreba pe Domnul Iisus cineva, auzi ce zic aceștia, ce zicea Domnul? Da, am auzit și voi taxa pentru asta. Spune în cartea Numeri la capitolul 12, vă citesc de la versetul 2. Vorbeau doi frați între ei, nu mai erau de acum copii, dar iată ce spuneau, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o, a taxat-o cu lepră. Da, aude Dumnezeu tot ce zicem noi. Zice Solomon în cartea Eclesiastul că, vedeți, oamenii pun aparate de înregistrat peste tot, monitorizare, ca să afle ce fac oamenii, ce spun, dar Scriptura ne spune, vă citesc din cartea Proverbe, capitolul 10, versetul 20, nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, că s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba. Măi copii, ce păsări ori fi astea? Care duc vorbele. Și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Că Domnul care a auzit spunea, scrie în Matei 12, asta eu spun mai întâi la copii și vă voi spune de ce le spun întâi la copii. 12 cu versetul 36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Le spun la copii pentru că dacă de acum vă obișnuiți frumos, vă puteți duce așa toată viața. Dacă acum vă obișnuiți rău să vorbiți, să bârfiți, așa vă obișnuiți și greu mai scăpați. M-am născut în familie de credincioși și din jurat n-am înjurat, dar aveam anumite jargoane, așa, vorbe mai fără folos.
și când am vrut să scap de ele, eram la liceu, 6 luni de zile, aproape n-am vorbit deloc. Numai bună ziua, bună dimineața, poftim, și m-au întrebat, de ce taci? Fiindcă vreau să scap de niște vorbe care mi-au intrat în uz și mă trezesc că le zic fără să-mi dau seama. Și se spune că psihologii vorbind trebuie de nu știu câte 60-70 de ori să nu vorbești ceva sau să vorbești ceva și să-ți intre în uz, în folosință. O, de ne-ar intra în folosință cuvintele sfinte, că Domnul aude, să se bucure Domnul de ceea ce spunem. Zice în Efeseni 4,29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, dar dacă e din prisos, apoi scapă. Și ce mai spune mai departe? Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har, nu haz, har, celor ce-l aud. Doamne, ajută-ne așa cuvinte să spunem. Știți ce frumos a vorbit Boaz cu o străină? Și ce-o zis Rut? Cuvintele tale au ajuns la inima slușnicei tale. Și ce-o mai zis Boaz către lucrători? Să nu înfruntați, că din cuvintele tale vei fi scos cu sau fără vină. Da, viața și moartea stau în puterea limbii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și pe copii, în primul rând, să vorbească numai frumos și în mod special să-L laude pe Domnul, dacă vor să rămână în orchestra și în fanfara veșniciei. Așa să ziceți. Mă întreabă cineva, unde cânți? În fanfara la Betel, nu. În fanfara veșniciei. Deodată suntem corpul de la Betel, sunt alte corpuri în alte biserici, dar suntem acceptați în fanfara veșniciei cu o condiție. Nu cumva cu buzele astea care suflați să rostiți cuvinte nepotrivite. Apoi dacă ei ar trebui așa, noi să ne silim și mai mult și să se îndure Domnul de toți. Domnul să vă dea har când vorbiți. Amin.